Cântecele mele le-am cântat nu numai cu glasul, ci cu inima. Eu am iubit cântecul Dobrogean, am iubit spectatorii. Eu priveam în sală, cântam și sufletul meu mi se încălzea de dragoste pentru publicul pe care îl aveam în față. Mi-au fost dragi oamenii pentru că ei simțeam căldura dragostei lor pentru cântecul românesc și pentru interpretul pe care îl aveau în față întotdeauna. Eu am cules folclor de când eram copil. Eram copil și trăgeam cu urechea și învățam cântece de la ai bătrâni, de la ai mai tineri, de la toată lumea. Din Dobrogea noastră, cea veche, dar și cea nouă, să se ridice cântăreți cu glasuri adevărate, cu stiluri și cu talent. A văzut lumina zilei pentru prima dată la 21 octombrie 1931, în satul Plopu, județul Tulcea. Provine dintr-o familie de muzicieni, pasiunea pentru muzică fiindu-i insuflată de tatăl său, fost solist la Opera Română din București. Ca primă reprezentantă a muzicii dobrogene, a debutat la radio în anul 1954. Primele apariții în fața publicului au fost alături de formația condusă de maestrul Fănică Luca. S-a aprins o lumânare și s-a stins un om. Un om deosebit, un om între oameni. De o discreție soră cu timiditatea, Natalia Șerbănescu a făcut parte din acel soi rar de oameni care se pierd prin nebăgare în seamă. A fost o ființă de o uriașă noblețe sufletească, o prezență caldă și prietenoasă ce ne-a dăruit momente de neegalată generozitate afectivă. Unul dintre acestea a fost cel din cadrul concertului folcloric de la Cerbul de Aur. Prima interpretă care a adus cântecul dobrogean în atenția publicului este cea care a arătat lumii întâia dată piese unicat ale costumului din Dobrogea. Astă seară dorește să ne amintească de prima sa apariție scenică, purtând ca velitoare de cap gearul cu țochi. Doamnelor și domnilor, Natalia Șerbănescu! Thank you.
țin bine minte, dar de fiecare dată publicul de la Tulcea m-a primit ca la mine acasă. Le mulțumesc. Mă bucur că reușesc prin cântecele mele să le transmit acea emoție puternică, acea bucurie de care au nevoie. De fiecare dată când voi fi invitat, voi răspunde cu drag, pentru că mă simt extraordinar aici, la Tulcea. Ceea ce fac cei din orchestră de la Baladele Deltei, în frunte cu Aurel Croitoru, cu toți băieții din orchestră, cu toată echipa de dansuri și cu directorul Coman, este de lăudat. Felicitări, am văzut că în ultima perioadă chiar au reușit să se impună la nivel național și asta este un lucru foarte, foarte mare. Le urez succes și să dea Dumnezeu să avem o colaborare cât mai bună de aici încolo. Să fiți